Salutare la toată lumea și bine ați venit într-un nou episod. Astăzi suntem într-un teren de joacă și așa cum ne place nouă, am ajuns dimineața la prima oră ca să nu deranjăm pe nimeni și să fim singuri în tot terenul. Da? Tot terenul de joacă este al nostru. În primul rând aici avem un super leagăn. Da? Super leagăn. Ia uite, stai să vă... Aole, o să dau jos pe Sinti. Și mergem mai departe. Nu, trebuie să dai tu camera, că merg eu cu tine. Hai. Hai să arătăm în continuare ce avem aici. Mama mia, ce-o fi asta? Asta. Asta de aici vrei să arăți? Fii atent, vreau să vă arate asta. Deci asta de aici. Mă duc așa ca să vedeți. Este ca o pânză de păianjen în care copiii intră înăuntru aici și se distrează de minune. Aici în mijloc e o trambulină. Dimineața a fost cineva aici și a spălat chestia și uitați că a lăsat aici un pic de apiță. Pentru că în fiecare dimineață vine cineva și spală toate astea de jucat aici. Bun, hai să vedem mai departe. Aici avem o tablă. Aici avem o tablă pe care putem să scriem tot felul de chestii, să învățăm să scriem, să facem tot felul de chestii, dar nu avem cretă. Și Sinti are aici ceva cu numere. Hai să vedem, câte numere avem în total acolo? Câte sunt? Câte dale avem? 3. Doar 3 avem? Câte? Sigur? 3 și 3. Dar în total 3 cu 3 cât fac? Ia să vedem. Fii atent aici, întrebare grea. 3 cu 3. Hai să vedem. 3 prima dată și apoi. 4. 5. 6. Deci, 6 fac? Deci 3 cu 3 sigur fac 6. Gândiți-vă că așa. Hai să mergem mai departe, să vedem și chestia asta așa. Asta avem un elicopter aici. Aici e un elicopter. Uitați la el, acolo e... Du-te acolo și intră în față la pilot. Du-te în față la pilot. Acolo, hai că venim, dar vreau să te văd la geamul de la pilot. În elicopter, a intrat Sinti. Hei! Ia uite, mama mia, asta e un elicopter adevărat. Fii atent, uite ce conduci, ce zboară. Ia uite, mă, bai de mine, stai să intrăm și noi în elicopter, pentru că sunt tare curios să văd cum e înăuntru un elicopter. Wow! Mama, avem și de-astea, manșe. Vai de elicopterul ăsta cum merge. Wow. Aici avem jocurile astea. Acolo avem jocuri. Aici avem manșele de pilotat. Pilotăm. Și pentru că e foarte devreme și au spălat ăștia chestia asta, aici e umed, așa că nu o să ne putem să le dăm pe tobogane. Ce mișto! Și aici ce asta simte? Aici trebuie să mergi tu pe ăsta periculos? Vai de mine, îmi vine rău. Sigur trebuie să mergi pe aici. Ține-te cu mâinile de bările alea. Aoleo! Uite că a reușit. A reușit să meargă fără să cadă. Nu știu cum. Chiar nu știu cum a reușit să facă chestia asta. Eu n-aș fi reușit. Puf. Alex, ce? Vino în parte. Ok. Aola, stai așa că cobor acum și mă duc în partea cealaltă. Așa, ce-o fi aici? Aia o coardă pe care te ții de ea când urci și când cobori. Nu așa, invers, când stai invers. Nu așa, invers. Fii atent, urcă sus din nou,
Urcă sus, pune-te cu spatele și ține-te de, bar, de coardă, hai. Cu spatele, cu fundul la mine. Aoleo, simt, i-am curcat-o. Vino încoace, coboară cu spatele. Invers, așa, ține-te de bară. Nu, în picioare, în picioare, în picioare, ține-te de bară. În picioare, cu spatele la mine, cu spatele la mine, ține-te de bară și coboară. Hai, cu spatele la mine, cu spatele, ține-te așa, așa, hai. Coboară, coboară, ține-te bine. Ia uite, așa se face, hai, coboară, coboară, hai. Aoleo. Vai de mine, hai că te țin eu în brațe, vino în coace, aoleo, am luat-o eu. Deci te țin de ea și urci acum. Deci ia să vedeți, uite așa, hai urcă. Asta e, ține-te de ea și urcă, urcă până sus. Urcă până sus, trage-te bine de ea, așa. Bun, ai reușit, ai văzut, asta pentru asta era coarda aia. Ok, hai să trecem. Bun, trecem mai departe. Super tare. Bun, hai să arătăm mai departe ce mai avem. Hai să arătăm la copii ce mai avem. Că mai avem acolo o mașinuță super tare. Hai să vedeți mașinuța noastră super tare. Da, și ăla, ultra, ăla e cel mai tare, ultimul. Ăla e ultimul, arătăm cel mai frumos lucru, îl arătăm ultimul. Aici avem o mașinuță. Asta e o mașinuță. Da, ne dăm o mașinuță. Mamă, ce-mi plac astea, fii atent ce mișto merg astea, mamă mie. Deci asta e super mașinuța lui Sinti. Da? Și ok, stai. Am lăsat-o deschisă. Ok. Stai că am închis-o. Gata. Și acum cea mai importantă piesă de cea mai frumoasă care îi place cel mai mult lui Sinti. Țineți-vă bine. Țineți-vă bine. Hai, lasă acum, vedem noi cum facem. Asta e piesa de rezistență. Vai de mici, că nu puteți să ne așezăm pe ea. Am încurcat. Aoleu, ia până-untru și nu avem cum să ne ia pe ea. Cred că trebuie să mergem să luăm un șervețel din mașină. Da. Dacă am luat un șervețel, s-ar putea să reușim să ne urcăm pe ea. Tiaren, opresc, mă duc să iau șervețelul și ne întoarcem să vedem cum funcționează chestia asta. Mamă, fiți atenți câtă apă era aici. Hai, șterge bine, ia toată apa aia. Șterge, 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 că mai dau încă un șervețel după aceea. Șterge bine. Șterge tot, șterge să nu mai fie nimic pe șervețel. Să nu mai fie șervețelul decât ud. Așa, și acum mai am eu unul care e nou. Așa, care mai șterg o dată cu el și gata, fii atent că am rezolvat o dilemă foarte mare că nu puteam să intrăm din cauza lui. Și acum Sinti se pune pe asemenea, pe chestia asta foarte interesantă. Wow, ce mișto. Mamă, ce jucărie mișto. Asemenea jucărie. Așa, și acum să mă duc să arunc șervețelul. Hai să vedem aici. Nu putem să facem așa, să facem mizerie. Cum? N-avem cum așa ceva. Fii atent, uite aici, avem coșul de gunoi, gata. Mama mia. Cum, tu te învârți cu ăsta? Oh, ia uite-mă cum face, fii atent. Wow. Cola apucă, cola ridică. Ai de mine, n-am văzut așa ceva. Și cola ăla le ridică acum, fii atent. A luat prea mult, fii atent că nu mai poate să ridice. E greu, a? Împinge-te cu picioarele, hai, trage tare de acolo. Hai, faci mișcare dimineața, așa. Ai de mine, ce greu. Este foarte greu să mergi cu excavatorul. Dar este foarte frumos. Și poate să și miște, fii atent. Ia uite dacă o împing așa. Au, ridică-l, ridică-l. Ridică-l că te împing eu, stai așa. Ești gata? Te împing eu? Gata! Ia uite-mă cum o împing, cum o dau cu excavatorul. Să mai dau o dată cu excavatorul, să cred că o dau și în partea cealaltă. Uite, fii atent. Super tare excavatorul. Pac, gata! Deci super tare, asta e piesa de rezistență.
Cea mai frumoasă piesă de rezistență noastră este aici, pe chestia asta. Mă bucur că v-am prezentat acest minunat loc de joacă și ne vedem data viitoare cu un alt video, nu așa, Sinti? Da. La fel de frumos. Ok. Wow! La revedere. La revedere, dar vreau să vă zic ceva. Eu am 6 ani. Sinti are 6 ani, da? Da, da. Aveți grijă, are 6.